A murit ultimul mohican din vechea gardă. Alecu Iorgulescu a fost dintotdeauna un mare iubitor al fotbalului și a ajuns o personalitate cu nume în sportul giurgiuvean. A devenit o reală legendă a orașului nostru, fiind atacant la Dunăra Giurgiu, antrenor, dar și președinte al acestui club giurgiuvean. Ca antrenor a pregătit o mulțime de sportivi îndeosebi de la Dunăra Giurgiu, echipă cu care a reușit promovarea în al doilea eșalon fotbalistic românesc. Mereu calm și jovial, Nealecu a fost un om deasupra răutăților lumești, având o vorbă bună pentru toată lumea. Era de întâlnit pe stradă, la stadion, pe terenurile de fotbal sau de sport, mereu printre oameni, alături de ei și mereu mândru că băieții săi și mai ales Gino au ajuns mari în fotbal. Sunt blocat, însă nespus de bine mă simt, mai ales când îți vine un băiat de genul ăsta, cum să te simți, nu? Și când am văzut și atmosfera asta plăcută aici, fără să-i invite, a anunțat de la unul la celălalt, s-a transmis și tot au venit 50-60 de aici. În general, Gino nu vrea să uite colegii lui de echipă. Și nu numai colegii lui de echipă de la Dunărea, toți sportivii din orașul Giurgiu. Dincolo de patima sa pentru fotbal, Alecu Iorgulescu a fost mereu un iubitor al orașului său, mândru că este giurgiuvean. O bună perioadă a fost consilier local între anii 1996 și 2000, în primul mandat al primarului Lucian Iliescu, cu care a fost bun prieten. Viața însă merge înainte, cu bune, cu rele, și face ca tot ceea ce a fost cândva viu, palpabil și de trăit să devină amintire. Am petrecut împreună ani mulți. În primul rând, era un om deosebit, vesel, tot timpul găsea soluții. L-am avut și consilier la primărie și cei care plecau împreună cu el la deplasările care le făceam aveau să ne povestească de acest om hazliu, un om vesel, un om care a iubit fotbalul. A fost un personaj emblematic pentru fotbalul giurgiuvean, un om care pentru asta a trăit și care, pe lângă faptul că a jucat aici la Dunărea și a antrenat la Dunărea, andarându-o, are meritul de a fi tatăl a doi jucători fotbaliști cunoscuți, cu precăderea lui Gino, nu? Un internațional cu 49 de selecții în echipa națională, cel care l-a ținut pe Paolo Rossi. Este un moment greu, dar important este să avem puterea să trecem peste aceste momente grele, pentru că fac parte din viața fiecăruia. A murit ultimul mohican din vechea gardă, care am cunoscut-o eu din 1962. Deci ce aș putea să mai spun despre dânsul? Cuvintele sunt de prisos, decât Dumnezeu să-l odihnească. Mai multe amănunte despre acest subiect puteți afla imediat după știri, în ediție specială.